pentru a lichida grupul de teroriști, pentru a permite Comitetului Salvării Naționale să-și continue lucrările, să îndreptățească voința poporului, să anunțe hotărârile pe care le va adopta. Pe ecranele televizoarelor urmăriți imagini din piața Palatului Republicii. Sunt urmele luptelor recente. Se mai aud unele împușcături, nu știm de unde provin, dar e clar că grupul acesta de fanatici, de nebuni, că altfel nu putem să-i numim, de securiști care încearcă, ce încearcă ei de fapt? Să salveze pielea? Nu și-o vor salva. Ce încearcă? Televiziunea. Să se opună poporului? Frumos că ne-ați dat și nouă legătura. Atențiune! Atențiune! Vă vorbim din balconul Comitetului Central! Atențiune! Atențiune! Vă vorbim din balconul Comitetului Central! Nu mai trage nimeni! Nu mai trage nimeni! Acolo sunt militarii noștri! Sunt militarii noștri! Armata Lăbună! Armata Lăbună! Nu mai trageți armata! Pe lângă cârții ne organizăm ca atare! Atențiune! Atențiune! Apel către toți cei cetățenii care se află în piață! Vă rugăm să deveniți din nou un grup compact! Deveniți din nou un grup compact! Ocupați întreaga piață! Nu mai este niciun pericol! Nu mai este niciun pericol. Vă rugăm să îndreptați mașinile de pompieri către colțul clădirii din stânga noastră. Lasă-mă, domnule. Către colțul clădirii. Îndreptați mașinile de pompieri către colțul clădirii din stânga. Nu mai trageți! Opriți focul! Sus pe clădire este steagul nostru! Nu mai trageți! Mașinile de pompieri să vină la clădirea din stânga! Mașinile de pompieri să vină la clădirea din stânga! Acolo locuiesc oameni! Vă rog să vă mulțumesc!
Fără violență! Fără violență! Fără violență! Fără violență! Fără violență! Fără violență! Ocupați din nou centrul pieții! Ocupați din nou centrul pieții! Fără violență! Fără violență!